Bine v-am regăsit, dragii mei telespectatori. Iată, ne ajungi la o nouă ediție a Frontierelor Cunoașterii. Și așa cum v-am promis data trecută, astăzi va fi o ediție un picuț mai specială, întrucât am să o dedic metafizicii chineze. Am primit foarte multe întrebări din partea dumneavoastră despre astrologia chineză, despre Feng Shui, despre Qimen Dunjia, despre I Ching și despre toate artele metafizicii chineze și mulți dintre dumneavoastră m-ați rugat, pentru că poate aveați anumite nelămuriri, dacă aș putea să fac o anumită introducere și să prezint bazele funcționării metafizicii chineze, pentru că mulți dintre dumneavoastră poate doriți să studiați mai departe și nu știți de unde să începeți. Astfel încât am compilat o parte dintre întrebările pe care dumneavoastră mi le-ați trimis și am de gând să le răspund astăzi într-o ediție specială despre metafizica chineză. Ce este, cu ce se ocupă și mai ales cu ce ne poate ajuta. Pentru că până la urmă, orice fel de știință din domeniul metafizicii sau din orice alt domeniu este validă doar în acel moment în care ea are utilitate pentru fiecare dintre noi. Iar unii dintre voi m-ați întrebat, merită oare să învăț eu sau este suficient să merg la un specialist? Și o să vedem cum răspundem la aceste întrebări. În primul rând, este bine să înțelegeți că metafizica chineză este un tot unitar. Dacă veți merge și veți călători în Asia și veți avea oportunitatea să călătoriți prin China, prin Thailanda, prin Singapore, prin Malaezia, prin toate aceste țări, veți observa că majoritatea oamenilor au cunoștințe elementare despre aceste lucruri, întrucât pentru ei ele fac parte din tradiție și sunt absolut firești. Dacă la noi în țară poate unii dintre prietenii noștri ar considera ciudat că noi vorbim despre aceste lucruri, iată acolo lucrurile acestea sunt cât se poate de normale și de firești și până și copiii au idee despre ce înseamnă Feng Shui sau cum trebuie să fie poziționat patul astfel încât să promovăm o energie bună în timpul somnului și așa mai departe. De aceea, pentru noi pare să fie un handicap, mai ales că suntem o țară europeană, mai ales pentru că modul nostru de gândire nu este specific și în ton cu cel al asiaticilor. Dar cei care doresc cu adevărat să învețe au posibilitatea, dacă o iau pas cu pas și dacă urmează regulile de bază ale acestor științe, să ajungă să fie deosebit de bine văzuți internațional. Acesta a fost și scopul meu acum foarte mulți ani, atunci când m-am dus să studiez în Malaezia și iată că, deși am terminat studiile oficiale, nu există zi de la bunul Dumnezeu în care să nu văd cazuri mai interesante, să nu învăț lucruri noi și toate acestea fac parte din farmecul metafizicii chineze. Vă spuneam mai devreme că metafizica reprezintă un tot unitar, pentru că în țările asiatice nu se studiază în mod separat decât în anumite școli formale. Pentru că mulți dintre dumneavoastră, de exemplu, m-ați întrebat dacă puteți să studiați doar știința Feng Shui, fără să studiați astrologie chineză sau fără să studiați, spre exemplu, Qimen Dunjia sau I Ching. Răspunsul este da, puteți să studiați separat fiecare dintre ramurile metafizicii chineze, însă fără să uitați că bazele tuturor sunt aceleași. În trecut, la originile existenței metafizicii chineze, poporul chinez se baza pe știința cunoașterii metafizice taoiste. În viziunea taoistă, să știți că universul era organizat în trei sfere fundamentale. Cele trei sfere formau un triunghi, denumit triunghiul perfecțiunii, fiecare dintre vârfuri corespunzând unei fațete importante pe care noi o manifestăm în viață. Primul dintre vârfuri corespundea ceea ce noi numim cerului. Cerul reprezenta destinul, reprezenta tot ceea ce divinitatea ne oferă ca și lecție și ne oferă ca și șansă de a crește, de a evolua și de a merge mai departe. Cerul acesta este investigat de obicei prin artele divinatorii, prin artele astrologice. Aici învățăm despre Pazi sau cele patru coloane ale destinului. Tot aici învățăm despre Cui Doushu, astrologia stelelor purpurii sau alte metode de divinație. Un al doilea vârf al triunghiului este reprezentat de pământ. Pământul reprezintă, sau norocul pământesc, reprezintă mediul ambient, mediul în care noi trăim, locuința noastră, formele de relief, geografia zonei în care noi locuim. Sigur că deja ați ghicit, pentru acest vârf de triunghi, noi de obicei studiem Feng Shui, studiem arta de a
deveni echilibrați cu mediul nostru ambiant sau acupunctura pământului, pentru că în Feng Shui un adevărat specialist este capabil să producă schimbări majore, importante în viața unei persoane, ajustând această componentă a destinului său. Și o ultimă componentă a destinului, ultimul vârf al triunghiului perfecțiunii, este reprezentată de om. Omul, noi, reprezintă acea componentă cu liber arbitru, pentru că noi avem dreptul să hotărâm ceea ce dorim, ceea ce nu dorim în viață și să luăm decizii conforme cu propriile noastre sisteme de valori. Sigur că ele nu sunt întotdeauna cele corecte, ele nu sunt întotdeauna cele mai potrivite, însă avem acest drept și nimeni nu îl poate lua. Este un dar de la Dumnezeu, de la divinitate, acest liber arbitru și îl manifestăm la fiecare pas. Dincolo de destinul nostru venit din cer, dincolo de mediul nostru ambiant, noi suntem cei care avem în mâini frâiele propriei noastre vieți și existențe și noi suntem cei care putem să hotărâm ce să facem cu viața noastră. De exemplu, poate să vină o hoardă de specialiști în Feng Shui care să vă spună să vă mutați, știu eu, patul sau aragazul sau să vă modificați ușa principală de la casă. Dacă tu nu vrei să faci acest lucru, nu se va întâmpla. Sigur, vei suferi consecințele, însă până la urmă, noi suntem cei care decidem. Această trinitate cosmică, cer, om, pământ, este baza funcționării fiecăreia dintre ramurile metafizicii chineze. În cadrul acestei trinități, dacă vreți, putem spune că ea plutește într-un concept mult mai mare, un concept spiritual, conceptul de yin și yang. Conceptul de yin și yang, sau dualitatea existențială naturală a fenomenologiei terestre, reprezintă faptul că fiecare lucru din acest univers își manifestă o dublă polaritate. Nu există lucruri care sunt în totalitate yin sau în totalitate yang, yinul și yangul mișcându-se în permanență și transformându-se în permanență. Haideți să vă dau un exemplu ca să înțelegeți mai ușor. Imaginați-vă o persoană care are febră. În momentul în care avem febră, temperatura corpului crește foarte mult. În momentul când vorbim de temperaturi crescute, de căldură, de fierbințeală, sigur că ne referim la ceva care este yang. Însă ce se întâmplă în momentul când temperatura ajunge la o valoare foarte mare? Începe să apară fenomenul numit frison. Frisonul reprezintă starea prin care noi simțim că ne este frig, deși temperatura este crescută. Acest frison, acest frig, este corespunzător yin-ului, este o fenomenologie de tip yin. Iată cum, la un moment dat, yang-ul extrem tinde să se transforme în yin, iar ciclul să se perpetueze și să continue până când, la un moment dat, să sperăm, se atinge din nou echilibrul care este esența funcționării metafizice chineze. În această trinitate cosmică și în acest yin-yang, dacă mărim și mai mult imaginea, vom putea da de energia elementelor, pentru că avem cele 5 elemente fundamentale. Ele nu se referă sub nicio formă la elementele fizice, ci se referă la metafore, la simboluri care sunt menite prin asocieri să ne ajute pe noi să ne dăm seama fiecare lucru din univers unde s-ar încadra. Da? Iată, de exemplu, avem elementul lemn, elementul lemn corespunzând tuturor clădirilor, de exemplu, care sunt foarte lungi și înalte, tuturor lucrurilor lungi și înalte. În arta citirii feței, în Mianxiang, avem acele fețe alungite, lunguiețe, care corespund elementului lemn. Lemnul corespunde educației, de exemplu, școlii. Lemnul corespunde sănătății, corespunde regenerării. Lemnul corespunde înțelepciunii, inteligenței, memoriei, moda, trendurile bursiere, de exemplu, toate acestea corespund elementului lemn. Sigur că și arborii, arbuștii, plantele pot fi încadrate fără niciun fel de problemă în cadrul acestui element. Dacă ne gândim un picuț, lemnul nu poate să producă mai departe decât un alt element, și anume foc. Focul corespunzând, în primul rând, fericirii și pasiunii. De aceea o hartă astrologică lipsită de elementul foc este caracteristică unei persoane lipsită de fericire și de pasiune în viață. Focul reprezintă de asemenea metafizica, ocultismul și orientarea către aceste domenii ale vieții. Focul reprezintă de asemenea tot ce ține de curentul electric, industria IT, tehnologia. Focul reprezintă bucătăria, gătitul și așa mai departe.
Dacă ne gândim în continuare, după ce se stinge focul, în urma lui rămâne cenușă. Noi denumim această cenușă, dacă vreți, pământ, în metafizica chineză. Elementul pământ reprezentând stabilitatea, reprezentând natura formală a lucrurilor, reprezentând răbdarea, reprezentând, de exemplu, capacitatea noastră de a persevera în anumite lucruri, reprezentând propriul nostru trup și aspectul trupesc, reprezentând, de exemplu, modul în care se replică celulele corpului nostru. De aceea, în contact cu un alt element important pe care îl vom discuta mai încolo, oferind imposibilitatea celulelor de a se replica corect și din naștere la infecții și tumori. Pământul, acumulându-se în timp, în străfundurile lui, generează următorul element, și anume metalul. Metalul este un element generat greu, generat dificil și din această cauză corespunde noțiunii de răbdare, corespunde noțiunii de justiție, de altruism, tot ce ține de determinare, tot ce ține de capacitatea de sacrificiu, tot ce ține de hainele noastre, dar nu de modă, moda este lemn, ci de modul în care noi ne îmbrăcăm și valoarea pe care o dăm garderobei noastre, toate acestea și multe altele corespund elementului metal. Metalul produce la rândul lui apă, apa fiind elementul principal caracteristic al emoțiilor, apa fiind elementul principal caracteristic al inteligenței naturale și al inteligenței dobândite, apa reprezentând, bineînțeles, rinichii noștri, vezica noastră urinară și capacitatea noastră de a moșteni tot ceea ce este mai bun de la părinții noștri și din arborele nostru genealogic. Este bine să înțelegem că în scripturile vechi chinezești se spune că cine cunoaște cele cinci elemente și asocierile lor, cunoaște întregul univers și pe de-a dreptul este perfect adevărat, pentru că în metafizica chineză, indiferent de ce veți studia, fie că e astrologie, fie că e feng shui sau altceva, este foarte important să cunoașteți elementele. De exemplu, în feng shui, dacă ne uităm în jur, fiecărui element îi putem asocia forme. Vă spuneam că la lemn, orice fel de formă înaltă, de exemplu, e corespunzătoare acestui element. Dar dacă mergem pe formele ascuțite, vom ști că formele ascuțite sunt corespunzătoare elementului foc. Vom ști, de exemplu, că toate formele care sunt drepte, cubice, paralelepipedice, corespund elementului pământ. Vom ști, de asemenea, că tot ce înseamnă dom, tot ce înseamnă rotunjit, corespunde elementului metal, iar tot ceea ce este în zigzag sau vălurit, corespunde elementului apă. De aceea gândiți-vă dacă dumneavoastră vreți să vă construiți o casă într-un cartier în care toate casele sunt cu acoperiș plat și dumneavoastră hotărâți să fiți mai cumoți și în acel cartier să construiți o casă cu acoperiș foarte ascuțit. Cum traduce un maestru feng shui această informație? Într-un cartier în care toate casele au o formă de pământ, au acoperișul plat, Cutărescu hotărăște să-și construiască o casă care are formă de foc. Eu știu, și dumneavoastră veți cunoaște dacă veți studia în timp, că focul produce în timp pământ. Ceea ce înseamnă că această locuință, casa mea, prin forma ei, tinde să producă elementul corespunzător caselor din jur. Ceea ce înseamnă că există riscul să pierd din prosperitate prin simplul fapt că forma casei mele nu este armonică cu formele elementelor din jur. Iată cât de simplu poate să fie în momentul în care conștientizăm valoarea elementelor. De asemenea, anumite probleme de sănătate, și aici medicii de medicină tradițională chineză știu cel mai bine, corespund întotdeauna unor dezechilibre în elemente. Dacă ne gândim la elementul lemn, vorbim despre ficat și vezică biliară, de exemplu. Dacă ne gândim la elementul foc, vorbim despre inimă și intestin subțire. Dacă ne gândim la pământ, vorbim despre stomac și splină. Mergem mai departe către elementul metal și vorbim despre plămâni și intestinul gros. Și mergem mai departe la elementul apă și vorbim de rinichi și vezică urinară. Acestea sunt organele principale ale corpului nostru, fiecare având anumite asocieri în cele cinci elemente, astfel încât putem determina foarte ușor ce se strică și cum și de ce din punct de vedere al metafizicii chineze.
Ei bine, chinezii nu s-au lăsat aici, au mers și mai departe și au spus, vezi, în funcție de anotimpuri, elementele astea tind să varieze, yin-ul și yang-ul lor tinde să varieze, astfel încât primăvara, bineînțeles, știind că înfloresc toate plantele, va fi asociată elementului lemn, vara elementului foc, toamna metalului și, în final, iarna, elementului apă. Elementul pământ, vedeți că nu corespunde niciunui anotimp, el regăsindu-se practic în fiecare dintre ele, oferindu-le stabilitate, însă pământul devenind puternic vara. Gândiți-vă că datorită arșiței pământul iese la iveală, se usucă, este evident. Și de aici, lucrând pe variațiile yin-ului și yang-ului, chinezii au descoperit și au pus în funcțiune un sistem de divinație, poate unul dintre cele mai puternice sisteme de divinație care există la ora actuală, și anume, bineînțeles, I Ching. I Ching sau Cartea Schimbărilor, Cartea Transformărilor, reprezintă cea mai veche metodă de divinație existentă la ora actuală în lume. Vorbim aici despre 64 de variațiuni ale yin-ului și yang-ului, variațiuni foarte interesante numite hexagrame, aceste hexagrame funcționând ca un fel de busolă spirituală prin intermediul căreia noi putem nu numai să luăm cele mai bune decizii de-a lungul vieții noastre, dar putem de asemenea să modificăm modul în care energia circulă sau se stabilizează în propriile noastre case sau în propriile noastre birouri. Pentru cei care nu vor să studieze aceste 64 de hexagrame, care doar în aparență par dificile, există un sistem mult mai simplu, denumit în chineză Pa Kua, Pa însemnând 8, Kua însemnând trigramă, și l-am traduce foarte simplu, cele 8 trigrame. Aceste 8 trigrame reprezintă o versiune simplificată a I Ching-ului, folosită în special pentru divinația corespunzătoare științei pe care noastră o cunoașteți ca și Feng Shui. Orice fel de casă, orice fel de locuință, orice fel de birou, zonă, teren sau teritoriu poate fi încadrat într-un tipar, un tipar convențional al metafizicii chineze care se numește pătrat Loshu. Acest pătrat Loshu este format din 9 căsuțe denumite palate, fiecare căsuță corespunzând unei anumite direcții. Fiecarei direcții îi corespunde o anumită trigramă, iar acest lucru ne poate spune despre anumite chestiuni, probleme care pot exista în acea casă. De exemplu, nord-vestul corespunde trigramei Qian, trigramei care este un yang pur, toate cele trei linii sau yao ale trigramei sunt yang și corespunde tatălui, capului familiei sau bărbatului celui mai în vârstă din acea casă. Ca organe corespunde capului, corespunde problemelor care țin de zona capului. De aceea, un tip de energie negativă denumit de noi Sha Qi, afectând zona de nord-vest a unei case, va tinde în mod principal să afecteze bărbații, dacă într-o casă locuiesc mai mulți bărbați, să-l afecteze pe cel mai în vârstă și cum credeți că îl va afecta? Dându-i dureri de cap sau probleme în zona capului. Iată cum, dacă cunoaștem aceste trigrame, pur și simplu observând o anumită locuință, putem de asemenea să ne dăm seama foarte simplu despre potențialele riscuri sau potențialele probleme și pericole care îi pasc pe cei care locuiesc acolo. Da? Mai mult decât atâta, toate aceste cunoștințe din metafizica chineză au fost întărite și au fost multiplicate folosind ceea ce se numesc zei sau spirite, shen în chineză. Aceste spirite nu sunt deloc niște spirite în sensul pe care îl puteți imagina dumneavoastră, ci sunt calupuri de energie care au anumite caracteristici și care, din punctul de vedere al metafizicii chineze, sunt un număr de 64 principale, 1050 secundare și 10.000 terțiare. Sigur, nimeni nu o să vă ceară să le învățați pe toate, cel puțin nu la acest nivel. Majoritatea practicanților, oprindu-se la 8 astfel de spirite sau 8 astfel de forme de energie spirituală, pe care le clasifică în 4 benefice și 4 mai puțin benefice și toate acestea intră în studiul unei științe metafizice și favorita mea de altfel, denumită Qimen Dunjia.
vă recomand să vă uitați la un film. Filmul se numește Red Cliff. Red Cliff este un film în două părți despre lupta de la Stâncile Roșii. Este o luptă care a avut loc istoric în China antică, o luptă în care două armate au avut de a face una cu cealaltă, iar una dintre ele, cea a regatului de jos, regatul principal, era condusă de un general pe nume Zhuge Liang. Acest Zhuge Liang, considerat fondatorul formal al științei numite Qimendunjia, a folosit această artă metafizică pentru a calcula și mai apoi a schimba direcția vântului, astfel încât când armata oponentă a tras cu arcuri cu săgeți în flăcări, vântul și-a schimbat direcția, săgețile s-au întors către atacatori și astfel primii au câștigat lupta fără nici măcar să ridice un deget. Aceasta poate fi puterea Qimendunjia. Este foarte interesant că foarte mulți lideri ai unor țări, ai unor partide sau unor companii și corporații au recunoscut că ei înșiși folosesc Qimendunjia sau au consultanți care cunosc Qimendunjia astfel încât să aibă succes. Iată, de altfel, țin minte că și Steve Jobs, Dumnezeu să-l odihnească, fondatorul Apple, era unul dintre cei care folosea consultanți Qimendunjia, el însuși fiind un pasionat de metafizică chineză și iată unde a ajuns Apple. Mergând mai departe pe această linie, este important să știm că după ce au apărut toate aceste noțiuni de bază, a apărut ceea ce noi numim diversificare în metafizica chineză. În sensul că unii dintre practicanți erau foarte pasionați de destinul uman și atunci au studiat foarte mult partea de astrologie, au urmărit stelele, au urmărit planetele, au urmărit pozițiile lor și le-au urmărit bine notat și bine scris acolo, astfel încât generații întregi de astrologi le-au urmărit și au tras concluzii. Și astfel a apărut astrologia chineză, astrologie care, spulberând toate miturile, este una dintre cele mai complexe tipuri de analiză astrologică existentă la ora actuală în lumea modernă. Astrologia chineză nu se referă sub nicio formă la generalizări de genul porcii sunt grași, tigrii sunt slabi, dragonii sunt frumoși. Nu, sub nicio formă. Astrologia chineză, sub formele ei două principale, 8 coloane, 8 căsuțe sau 4 coloane ale destinului și stelele purpurii, analizează destinul omului la cele mai mici detalii. O altă parte dintre practicanți au fost pasionați și au analizat foarte mult mediul geografic pentru a observa cum influențează acest mediu politica, economia, prosperitatea, sănătatea și astfel ei au fost cei care au fondat știința Feng Shui. Ca și idee pentru cei pasionați, cum îi alin eu micii mei tocilari, pe care eu îi iubesc și care îmi trimit poză cu caietelele lor, este bine să cunoașteți faptul că denumirea de Feng Shui este o denumire cât se poate de nouă. Până acum câteva sute de ani, această știință se numea Kan Li. Kan Li era știința pământului și a cerului, pământul și divinul, focul și apa, era o denumire care reprezenta opoziția principalelor două forțe din univers, macrocosmosul și microcosmosul, denumirea de Feng Shui, vânt și apă, fiind una relativ modernă. Și o altă idee interesantă pentru micii mei tocilărei, știți de unde vine denumirea de Feng Shui, de vânt și apă? Una dintre cele mai vechi cărți, de fapt prima carte, cea mai veche cunoscută la ora actuală, este cartea Îngropăciunii a maestrului chinez Guo Pu. Și prima frază din cartea Îngropăciunii spune că ciul, energia, fundamentul existenței a tot ceea ce este în această lume, ia naștere în inima munților și este transportat de vânt, acumulându-se la marginea apelor. De acolo vântul și apa, Feng și Shui, de acolo această denumire. Până să se descopere această carte, această scriere a lui Guo Pu, oamenii denumeau această știință Kan Li. Odată cu descoperirea cărții, a apărut și numele de Feng Shui.
E, observați că așa se diferențiază artele metafizice, pentru că alții, de exemplu, au fost foarte pasionați de cultivarea acestui chi, acestei energii în interiorul corpului nostru și fiind pasionați de această cultivare, s-au specializat în știința Qigong sau în știința Tai Chi sau în știința artelor marțiale chinezești, care ajută atât la cultivarea interioară a energiei, cât și la cultivarea exterioară. Și ultimele două categorii, foarte simple, cei pasionați de sănătate s-au specializat, bineînțeles, în medicina tradițională chineză, în cunoașterea acupuncturii, în cunoașterea herbologiei, în cunoașterea masajului terapeutic, iar cei care erau pasionați de divinație s-au specializat în I Ching, s-au specializat în meditația în bețișoare, de orez și așa mai departe. Ce este important de știut este că, în realitate, toate aceste științe sunt un tot unitar. Un adevărat om pasionat de metafizică chineză va investi în el timp, în primul rând timp, pentru a putea să le ia ușor, ușor și să le învețe pe toate. Știu că sunt foarte mulți care studiază, dar sunt și mai mulți care se grăbesc și care au senzația că dacă au studiat un an de zile, l-au luat pe Dumnezeu de picior și poate să mute munții și să țină cursuri și să învețe pe alții. Nu e niciun fel de probleme, nu trebuie niciun caz să ne supărăm, pentru că, așa cum știm, karma veghează întotdeauna, la fel cum pe noi ne veghează publicitatea. Ne revedem după câteva clipe. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea. Mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Nu știu ce e înăuntru și ce face și cum face, dar cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. Torsălul original la mine a funcționat. Vă atragem atenția asupra unui produs care e cunoscut mai de mult pe piața noastră, dar puțin știu de adevăratele proprietățile lui. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Este foarte eficient, pentru că este pasiv, presetat pentru a avea o energie, cum am spus eu, deci torsionică, te învăluie practic într-un câmp de protecție. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat știți că are efect oriunde vă aflați. Mi-a părea o durere aici deasupra inimii. Am fost la doctor, mi-a schimbat tratamentul, tot degeaba. Ei, de când am tors serul, iau tratamentul, într-adevăr, care mi l-a schimbat, dar tot mi-apare durerea. Cum mi-apare și pun aici în sutien, nu mai am probleme. Când obosesc prea tare, stau prea mult în picioare, mă doare coloana. Și atunci, dacă mă duc în pat și mă întind și îmi pun torserul la coloană, îmi trece aproape imediat, cam în 10 minute, un sfert de oră. Torsul m-a ajutat foarte rapid în cazul durerilor de inimă. Cum l-am pus în zona inimii, jumătate de oră, nu mai mă durea mușchiul, oricum la inimă așa, deloc, adică m-a lăsat foarte repede, imediat. Vă aduceți aminte că vă povesteam, ba că am probleme cu glicemia, ba că am probleme cu greutatea, ba că am probleme cardiace, ba că sunt insomniacă. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Deci eu vă sfătuiesc, pentru orice problemă de acest tip, un torser este un bun la casa omului. Bine ați revenit, dragii mei. Iată, ne continuăm periplul în lumea minunată a metafizicii chineze. O altă întrebare pe care am primit-o de la dumneavoastră este: care ar fi cea mai importantă dintre toate aceste ramuri? Cu ce să încep? Vedeți, sunt de fapt două întrebări diferite. Nu există o cea mai importantă dintre ramuri. Indiferent ce o să studiați, cu siguranță o să aveți afinitate mare pentru una, două dintre ele. De exemplu, eu am o afinitate foarte mare pentru astrologia chineză și pentru feng shui și mă mândresc că zic eu că le știu destul de bine. Asta nu înseamnă că celelalte nu îmi plac sau poate că nu le-am studiat. Cu siguranță îmi plac și le-am studiat, însă dacă ar fi să iau două cu mine pe o insulă pustie, acestea două ar fi. Puteți să începeți de obicei cu
ceva baze, puteți să începeți cu astrologie sau puteți începe cu feng shui. Este greu să începeți, de exemplu, direct cu I Ching sau cu astrologia stelelor purpurii. Însă, dacă ar fi să urmăm mersul lucrurilor așa cum se face la Mama China sau cum se făcea, pentru că acum sunt un pic interzise unele dintre științe, ar fi frumos să începeți studiind Qimen Dunjia. Qimen Dunjia este acea știință metafizică care vă pune la dispoziție nu numai studiul și cunoașterea temeinică a bazelor și a funcționării, însă pune la dispoziție toate uneltele necesare pentru a vă modifica propriul destin. Când cunoaștem Qimen Dunjia, reușim să ajungem acolo încât prosperitatea noastră să fie mult mai bună, pentru că în ziua de astăzi, când ajungi la cursuri, nu mai ajungi doar pentru că te place maestrul și stai la el și îi faci curat în casă, cum se făcea înainte, ci astăzi la cursuri de obicei ajungi contra unei sume de bani, contra unei taxe, ceea ce este absolut normal și firesc. Și dacă vrem să avem mai mulți bani, poate bine întâi să investiți în studiul Qimen Dunjia, pentru că vă poate ajuta să aveți o prosperitate la un nivel mult mai bun decât ați avut până acum. Dacă nu, oricare dintre ramuri este deosebită și întotdeauna, așa cum vă spuneam și în alte ediții, este bine să vă bazați pe propria noastră intuiție, pentru că intuiția, îngerul vostru păzitor, vă ghidează în direcțiile cele mai bune. Ce este de știut e că metafizica chineză este o călătorie de viață, este o călătorie fascinantă, care vă va aduce numai și numai satisfacții. Și la întrebarea pe care mi-a adresat-o un telespectator referitor la cine să mă duc să învăț, la cine vrei tu, la cine simți că există sursa cunoașterii tale, mergeți și învățați acolo unde există rezonanță. Nu faceți prostia, mergeți să învățați unde e mai ieftin. Mai ieftin nu înseamnă mai bun. Nu înseamnă că dacă mergeți să învățați la un chinez e mai bine decât la un european. Cunosc maestrii europeni care sunt deosebiți, extraordinari. Da? Mergeți acolo unde vă este sufletul, mergeți acolo unde vedeți lumină, mergeți acolo unde vedeți liniște, nu mergeți acolo unde vedeți ură, râcă și mai știu eu ce. Întotdeauna metafizica chineză este o știință spirituală, mai presus de orice. Iar în lumea spiritualității nu avem chef și nu avem timp nici de bârfe, nici de râcă, nici de răutăți, nici de agresiuni, de niciun fel. Astfel încât, dragii mei, mergeți acolo unde vă spune sufletul și cu siguranță e bine. Nimeni nu trebuie să vă înțepenească într-un singur profesor și eu am avut de-a lungul vieții mele mai mulți profesori. De la fiecare am avut ce să învăț și nu am avut niciun fel de instructor prost. Toți au fost buni și toți m-au învățat lucruri și la fel veți învăța și dumneavoastră. Mergeți unde vă place dumneavoastră. Important este nu doar să învățați, ci să aplicați ceea ce învățați, astfel încât destinul nostru să se schimbe. Da? Și înainte să intrăm în predicții, vreau să mai vorbim despre ceva, despre o întrebare absolut fascinantă. O doamnă drăguță, doamna Camelia din Slobozia, cred, dacă nu mă înșel, mi-a spus așa, ce dune, poți să ne spui într-o emisiune câteva prostioare pe care le consideri tu prostioare sau mituri sau dezinformări pe care le-ai auzit de-a lungul timpului legat de metafizica chineză. Sper să nu-mi ridic nici vorbe, nici negativism din partea unora. Oricum, când trăiești în lumină, toate se transformă în lumină. Însă, da, am auzit anumite prostioare. O să mă rezum la câteva prostioare pe care le-am auzit prin alte țări, ca să nu supăr niciunul dintre colegii mei de aici. Da? Pentru că în toate țările există prostioare. În primul și în primul rând, una din prostioare spune: dacă nu cunoști astrologie europeană, nu poți să înveți astrologie chineză. Este o mare prostie. Astrologia europeană, care e un domeniu extraordinar și fascinant și care funcționează dacă vă duceți unde trebuie, ia în calcul, în special, pozițiile planetelor în case la momentul nașterii noastre. Pe când astrologia chineză nu consideră mersul planetelor, ci consideră mai mult mersul stelelor și al constelațiilor și are capacitatea să ia în seamă aceste lucruri în funcție de anotimpuri și elemente. Astfel încât punctul de origine al celor două tipuri de astrologie este diferit, deci nu are niciun fel de treabă să știți una ca să o învățați pe cealaltă. O a doua mică prostioară pe care am auzit-o este că un maestru feng shui poate să facă feng shui-ul fără busolă. Nu există așa ceva. În feng shui
orice fel de practicant, nu neapărat maestru, are întotdeauna cu el o busolă. Noi folosim de obicei în practică o busolă specială, un picuț mai mare, care se numește Lopan. Acest Lopan are niște inele care sunt cât se poate de non-mistice, el arată foarte mistic, dar nu sunt mistice, sunt niște formule pe care noi nu avem cum să le reținem în toată splendoarea lor, pentru că sunt deosebit de complicate, și atunci Lopanul, inelele de pe Lopan, ne ajută să le vedem foarte clar și să nu mai pierdem timpul în anumite calcule. Dar până și o busolă normală, foarte bine calibrată, este de multe ori suficientă pentru a vedea anumite lucruri esențiale. Deci nu feng shui fără busolă nu prea se poate, decât dacă sunteți, știu eu, hobbyști sau doar simpli practicanți și vedeți dumneavoastră că, știu eu, un pat e orientat cu picioarele spre ușă și nu e bine. Dar asta nu înseamnă feng shui. Acestea sunt niște reguli de bun simț. Feng shui întotdeauna conține calcule, conține formule și ajunge la niște concluzii deosebit de importante și de precise pentru fiecare proprietar în parte. O altă dudă pe care am auzit-o și este deosebit de interesantă este că orice fel de poză cu anumite elemente reprezintă elementul în sine. Și aici, când o aud pe aceasta, îmi place foarte mult să-l citez pe marele și regretatul maestru Yap Cheng Hai, de la care am avut șansa să învăț foarte multe lucruri și care spunea așa: pentru toți cei care cred că o poză cu un ocean reprezintă un remediu de apă, să mănânce la restaurant poza cu sufleul din meniu și să vadă dacă e la fel. E foarte haioasă această afirmație a marelui maestru. El a fost unul dintre puținii și adevărații mari maestri în această lume și este cât se poate de reală. Din păcate, un remediu întotdeauna este reprezentat de acel lucru precis, da? Pentru că există două tipuri de remedii. Există remediile precise sau explicite, de exemplu, remediul de lemn poate să fie o plantă, da? În niciun caz un birou din lemn, pentru că planta trebuie să fie vie, biroul nu este viu. Un remediu de foc poate să fie un șeminău, elementul foc, poate să fie o lampă, poate să fie o candelă și așa mai departe, poate să fie culoarea roșie, de exemplu. Un remediu de pământ reprezintă pământ, reprezintă un deal, un munte, un cristal. Un remediu de metal reprezintă obiecte din metal, da? De exemplu, faimoșii clopoței de vânt care sunt goi pe dinăuntru și scot un sunet foarte drăguț. Iar un remediu de apă este întotdeauna reprezentat de apă care este în mișcare. Al doilea tip de remedii acceptate sunt remediile simbolice și aici am colegi inclusiv în 6TV care vă pot explica foarte bine și avem tot felul de imagini simbolice ale unor concepte, ale unor zeități, avem tot felul de statui, avem tot felul de statuete, de astfel de remedii pe care, contrar credinței unor colegi, niciodată nu le-am criticat, ci am spus că sunt cât se poate de acceptate, le regăsiți și în China pe toate drumurile, însă, bineînțeles, atunci când lucrezi la un alt nivel, nu-ți permiți să folosești doar astfel de remedii, pentru că atunci când vine vorba despre feng shui unui birou al unui mare CEO de corporație, sub nicio formă nu poți să pui astfel de lucruri acolo, pentru că, vedeți dumneavoastră, adevăratul feng shui făcut corect nu prea se vede pentru cei care nu sunt cunoscători că este făcut. Da? Dar sunt remedii bune și acceptate. Deci dacă aveți un consultant care vă spune să vă puneți, știu eu ce, cocoșel, broscuțe sau altceva și bineînțeles vă plac, folosiți-le fără niciun fel de probleme. Important e ca remedierile propuse de consultanți să fie întotdeauna pe gustul dumneavoastră. Nu trebuie să intrați niciodată cu scârbă în casă. Dar fotografiile cu remedii nu sunt remedii. Am o colegă foarte bună care la un moment dat a primit cadou o pictură foarte drăguță cu un ulu. Dacă știți, ulu e acel vas în care se țineau remediile medicale în vremea Chinei antice, iar ulu de multe ori reprezintă un simbol specific pentru sănătate. Ei bine, poza cu un ulu nu este bună pentru sănătate. E neutră. Un ulu, propriu-zis, poate, pusă în sectorul sănătății, ajută la sănătate, dar poza cu el în niciun caz. Și o ultimă dudă pe care aș vrea să o analizăm și este cât se poate de interesantă, în fiecare casă trebuie să existe o fântână.
Am auzit această chestie și am rămas uimit. Să știți că apa în feng shui, apa în mișcare, deși este cel mai important remediu, pentru că de multe ori îl folosim ca un activator al stelei 8 a bogăției, dar și al altor stele, apa plasată necorespunzător sau într-un sector în care sunt stele negative poate face mai mult rău decât bine. Există case care de multe ori au forme neregulate, de exemplu casele cu amprenta în formă de L sau în formă de H sau în alte forme ciudate și în care poate să lipsească, de exemplu, sectorul corespunzător stelelor prosperității sau al stelei 8 și atunci cu siguranță nu este necesar să aveți apă în casă. În niciun caz nu vreau să văd, de exemplu, apă curgătoare în dormitor, dormitorul fiind o zonă specific in, iar apa aducând un exces de yang care în dormitor nu are ce face. Deci nu vă chinuiți, dacă nu e cazul să puneți apă în locuința sau biroul dumneavoastră, nu puneți, da? Întrebați mai bine un consultant înainte de a pune apa pentru a nu activa alte energii. Trebuie să înțelegem că într-un anume sector din casa noastră nu este doar steaua anului, ci este și steaua lunii, este și steaua zilei, este și steaua orei, există și steaua decadei, există și steaua perioadei. Deci foarte multe stele care ele se mișcă acolo, interacționează între ele, formează combinații și care pot fi activate. Întotdeauna trebuie verificat toate aceste lucruri, fiecare în parte, foarte bine. Oricum, dacă vă interesează, să știți că acum pe 24, 25 și 26 am marea plăcere, sub îndrumarea maestrului meu, Joe Yap, decanul Academiei de Metafizică din Kuala Lumpur, să încep o nouă serie de cursuri de Qimen Dunjia Academy, Academia de Qimen Dunjia, cursuri pentru începători, care durează 3 zile intensive, plus câteva seminarii după, cursuri la care am de gând să vă introduc într-o lume magică deosebită și, spre deosebire de toate cursurile Qimen Dunjia pe care le-am ținut până acum, anul acesta, curricula Academiei este în totalitate schimbată. S-au introdus noțiuni noi, tehnici noi și metodologii noi și updatate, astfel încât dacă sunteți interesați să pătrundeți acum în acest domeniu fascinant al studiului metafizicii, vă aștept cu drag. Intrați pe Facebook-ul meu, pe Instagram, pe rizmavladrusu.ro și înscrieți-vă cât mai sunt locuri. Dar n-am să vă las să plecați până când nu facem scurtele noastre predicții săptămânale, care cu mare bucurie admit, poate cu o ușoară mândrie, așa că mă bucur pentru fiecare feedback pe care dumneavoastră mi-l trimiteți prin mesaje. Astfel încât, dragii mei, în această săptămână, șobolanul va avea de-a face cu mici certuri și conflicte, în special certuri și conflicte care au de-a face cu mici oameni, nu neapărat apropiați, și care tind să vă scoată din sărite și să vă enerveze cu anumite lucruri, în special cu încăpățânarea lor. De aceea, în această săptămână, poate că este recomandat ca minunatul șobolan să dea dovadă de o superioritate intelectuală și filozofică și să reușească să nu pună la suflet și să nu fie afectat de cuvintele celor din jur. Pentru că el va avea tendința să se enerveze, va avea tendința să riposteze, va avea tendința să spună cuvinte pe care mai apoi le regretă, însă e bine să vă aduceți aminte că în această săptămână asta este situația, există riscul ca unii oameni să vă enerveze, însă dumneavoastră puteți să fiți înțelepți, să iertați, să respirați liniștiți și să lăsați lucrurile să treacă. Există posibilitatea ca șobolanii în această săptămână să-și înnoiască casa, să-și se înnoiască ei pe ei înșiși cu anumite lucruri sau chiar să primească anumite cadouri frumoase. Bivolul sau boul în această săptămână are parte de foarte multă agitație, are parte de foarte multe decizii și foarte multe lucruri noi care intervin, foarte multe schimbări de situație, lucruri total neprevăzute. Există o anumită funcționare în zigzag a vieții bivolului pentru această săptămână, mai ales că există două hexagrame ale distrugerii normelor și etichetelor care se suprapun în această săptămână peste zodia bivolului. Aceste hexagrame îi aduc lui oare și cum o stare de insomnie, o stare de agitație permanentă, ca și cum ar aștepta să se întâmple ceva
deosebit de interesant. Iar acest lucru deosebit de interesant se va întâmpla undeva peste vreo 2-3 săptămâni, dar deocamdată este bine ca bivolul să reușească să-și țină în șah agitația și să reușească să intre într-o stare de relaxare. Deci exercițiile de relaxare sunt absolut recomandate pentru fiecare minunat bivol în această săptămână. Ca și veste bună, uniune mult mai bună în amor. Dacă aveți deja parteneri, vă veți înțelege mult mai bine cu ei. Iar dacă nu aveți parteneri, cine știe, porțile se deschid. Mai rămâne și voi să invitați să intre cineva acolo. Mergem mai departe și vedem ce se întâmplă cu tigrul. Tigrul în această săptămână se revigorează și revigorându-se există posibilitatea să necesite un picuț de dezmorțire articulară. Articulațiile, în general, oasele în secundariat, există posibilitatea să funcționeze un picuț mai scârțietor pentru tigru, însă cu exercițiu fizic, cu un picuț de sport, cu siguranță lucrurile se pot remedia. Va avea de făcut anumite drumuri tigrul în această săptămână, va trebui să rezolve anumite formalități total neinteresante, dar atât de administrative încât nu pot fi evitate și de aceea îi recomandăm să se miște, să facă mișcare, să facă sport și să nu stea toată ziua degeaba, pentru că mica lene de săptămâna trecută se continuă și acum pentru tigru, însă acum chiar intervin lucruri pe care le aveți de făcut și nu aveți sub nicio formă timp de pierdut. Mare grijă, vă rog frumos, la păr, la unghii, la piele, la extremități, pentru că există posibilitatea ca acolo, știu, să vă rupeți o unghie, să vă tundeți din greșeală altfel decât v-ați dorit, sau dacă ar fi fost vară, poate chiar să faceți insolație, dar pe această vreme mă îndoiesc că este cazul. Mergem mai departe și vedem ce face iepurele în această săptămână și am o veste deosebit de bună. Există o stea minunată, este steaua evoluției spirituale, care face un tur complet în aproximativ 64 de ani pe cerul nostru. Este o stea foarte lentă și care, iată, poposește acum pentru mult mai mult de o săptămână peste iepuraș, astfel încât toți iepurașii care au de studiat domenii din metafizică vor fi extrem de avantajați, pentru că deschiderea lor spirituală se va manifesta plenar. Tot ce ține de memoria lor, tot ce ține de inteligența lor se va manifesta în continuare, deosebit de bine, dar mai mult decât atâta, setea de a învăța, dorința de a cunoaște lucruri noi se va manifesta fără niciun fel de piedică sau opoziție pentru fiecare iepuraș în parte. În materia lucrurilor un picuț mai pământene, iepurii trebuie să aibă grijă la alimentație, pentru că pofta extrem de exacerbată de anumite stele poate să nu fie ținută în frâu neapărat ușor în această săptămână. Dacă sunteți la dietă, nu cădeți pradă ispitelor care cu siguranță vor apărea pentru fiecare dintre iepuri. Mergem mai departe și vedem ce face dragonul. Dragonul are o săptămână deosebit de interesantă, în special pentru că îl va pune față în față pe acesta cu situații care îl vor face să-și analizeze propriile lui deceuri, propriile lui scopuri, propriile lui cauze și propriile lui strategii. Dragonul va profita de această săptămână plină de energie yang, într-o zodie deosebit de yang, să-și pună cap la cap planurile pe termen lung. De aceea vă recomand tuturor celor născuți sub semnul dragonului să realizați strategii și tactici pentru fiecare dintre scopurile dumneavoastră. Dacă aveți scopul, de exemplu, de a avea bani, ceea ce este la îndemâna dragonului acum ca și inițiere, puteți, vă rog, cu pixul pe hârtie să realizați o strategie specifică pentru a obține bani sau pentru a obține mai mulți bani. Necesitatea acestei viziuni de ansamblu pentru dragon este fundamentală în această săptămână, pentru că, dacă ar fi să analizăm partea negativă a lucrurilor, dragonul va tinde un picuț să omită sau să nu vadă lucrurile mici sau poate chiar să îi se pară nesemnificative, deși ele pot avea o importanță magistrală. De aceea, în această săptămână, dragonul, pixul și hârtia, sau cel puțin în telefonul mobil, o notiță, ceva, pentru că altfel există riscul să uitați lucruri deosebit de importante. Și amintiți-vă, încă o săptămână în care puteți să faceți foarte ușor bani.
șarpele în această săptămână are ocazia să aibă un picuț grijă de sănătatea lui. Trebuie să aibă grijă în primul și în primul rând de imunitate și trebuie să aibă grijă apoi de echilibrul în viață. Pentru că tot ce ține de somn, de alimentație, de sport, de modul în care gândim și chiar de expunerea la anumiți factori patogeni, cum ar fi vântul sau frigul excesiv, îl pot afecta un picuț mai ușor pe șarpe în această săptămână. Pentru că, dacă vrem, cuvântul de ordine pentru șarpe este un picuț vulnerabilitatea. Vulnerabilitatea se va manifesta preponderent la nivelul fizic, de aceea îmbrăcați-vă bine, aveți grijă ce mâncați, aveți grijă cât dormiți și aveți grijă ce activități întreprindeți, dar mai mult decât atât, este o vulnerabilitate emoțională, astfel că, știu eu, vorbele, cuvintele celor din jur vă pot afecta mai mult decât este cazul. Amintiți-vă mereu că fiecare om are problemele lui și nu întotdeauna ce spun semenii noștri sunt lucruri care trebuie să ne supere, să ne îngrijoreze sau să ne facă să ne simțim prost. Numai noi alegem cum vrem cu adevărat să ne simțim. Nimeni nu ne poate impune acest lucru, iar asta este o mantră pe care șarpele trebuie să o țină minte neapărat în această săptămână. Mergem mai departe și vedem ce face calul. Calul în această săptămână își manifestă plenar capacitatea lui de peach blossom, da? De floare de piersică, de floarea atractivității și a carismei. Sunt trei stele ale carismei care popesesc din nou asupra calului și care îl fac pe acesta, ca și veste bună, să fie atractiv, să fie îmbietor pentru lumea din jur, să atragă prin modul lui de a vorbi, să aibă brusc idei deosebite și o coerență în discursul lui absolut extraordinar. Însă, partea proastă este că pentru fiecare născut sub zodiacalul există posibilitatea ca orgoliul să vă fie un picuț cam gâdilat în această săptămână și să începeți să aveți anumite așteptări deosebit de mari de la oamenii din jur. Și vorba lui Buddha, așteptările sunt sursa suferințelor noastre, astfel încât poate este bine să devenim raționali, pentru că într-o lume în care, așa cum vor fi caii în această săptămână, suntem venerați și iubiți și lăudați de toată lumea, la un moment dat, când apare cineva care este nemulțumit sau poate se strâmbă un picuț și-au face nazuri în fața noastră, e posibil să ne ofensăm datorită orgoliului. Acest orgoliu va trebui ținut în șah neapărat de către cal în această săptămână, odată, bineînțeles, cu tendința lui de a critica și a judeca. Ca și veste bună, dincolo de carisma și atractivitatea amplificată ale calului în această săptămână, este de menționat ceva, zic eu, destul de interesant și de important. Este o săptămână în care calul e bine să mediteze, pentru că îi se deschide prin intermediul unei constelații, care se numește Phoenix, capacitatea lui de a, dacă vreți, face să convergă către propria ființă energia divină. Această constelație a Fenixului în metafizica chineză funcționează ca un soi de lupă care concentrează într-un punct energia spirituală, făcând-o să funcționeze exact ca la acupunctură, făcând-o să funcționeze rapid și eficient, astfel încât, dacă vă pasionează meditația, dragii mei căluți, vă recomand să o faceți pentru că veți avea o grămadă de beneficii de pe urma acesteia. Oaia sau capra. În această săptămână avem o veste bună și avem o veste mai puțin bună, dar nu neapărat rea. Vestea bună pentru capră este că vor avea șansa să socializeze și să se revadă cu oameni cu care nu s-au văzut de foarte mult timp sau pot fi surprinși de întâlniri cu anumite persoane dragi lor și, sau care pot să ofere anumite avantaje și daruri, întâlniri neașteptate, lucruri neașteptate deosebit de pozitive. Tot ce ține de neașteptatul pozitiv va fi specific pentru capră în această săptămână. Vor putea, știu eu, câștiga la loto, la loz în plic, vor putea să găsească ceva valoros pe stradă, se vor putea întâlni cu persoane dragi lor din trecut, cu persoane care le datorau bani sau persoane care îi pot ajuta în anumite moduri sau orice fel de așa numită întâmplare, coincidență pozitivă va fi darul
capre în această săptămână. Vestea mai puțin bună este că tendința de împrăștiere și tendința de aiureală în această săptămână e destul de mare pentru capre, astfel încât aveți mare grijă, vă rog frumos, unde vă puneți actele, documentele, știu eu, telefonul mobil, pentru că există riscul să vă pierdeți cu capul și cu firea un picuț și să pierdeți astfel lucruri care vă sunt dragi. Trecem mai departe și vedem ce face maimuța. În această săptămână, maimuța este muncitoare. Munca și poate strânsul de bani sunt cuvintele de ordine pentru maimuța în această săptămână. Maimuța va fi năpădită de gânduri legate de viitor, năpădită de gânduri legate de depozite financiare, de economii, de nevoia de a face economii, de a strânge bani, de a-și calcula banii și va avea un zvâc aproape paranormal, dacă vreți, pentru că până la urmă este dat de două stele și două hexagrame deosebite, care îl vor mâna către a munci mult mai mult, mult mai puternic, mult mai cu voie bună, astfel încât să strângă bani. Pentru că, și sunt convins că multe maimuțe vor putea confirma, în această săptămână maimuța are anumite dorințe, are dorința să cumpere anumite lucruri, care bineînțeles costă bani și pentru a putea să le cumpere trebuie să muncească mai mult. Dar acest lucru este un lucru bun. Însă la ce poate ar trebui să fie mai atenți maimuțele în această săptămână sunt la relația lor cu oamenii din jur, în special cu toți cei care sunt născuți în zodia șarpelui sau în zodia tigrului, cu care pot exista anumite conflicte mult mai amplificate și exacerbate decât de obicei în această săptămână. Trecem mai departe și vedem ce face cocoșul în această săptămână. Cocoșul are la rândul lui parte de o infuzie de energie deosebită, energie intelectuală, energie care îl face să citească, care îl face să se intereseze de o grămadă de subiecte noi, energie care îl face să cerceteze lucruri și să le împărtășească cu cei din jur. Cocoșul va avea tendința în această săptămână să fie un mentor, un profesor, un îndrumător sau chiar maestru pentru oamenii din jurul lui și va avea puterea și capacitatea și chiar va fi expus acestor situații de a da sfaturi celor care au nevoie. În altă ordine de idei, mare grijă la cocoș în alimentație, pofta de mâncare e posibil să crească și din această pricină, bineînțeles, este bine să ne moderăm. Profitați, dragi cocoșei, de faptul că zodia voastră minunată vă oferă în această săptămână și încă una după șansa de a învăța și de a memora printr-o memorie aproape fotografică. Profitați de acest lucru. Mai avem puțin, haideți să vedem câinele în această săptămână. Câinele tinde să fie un picuț frustrat. Frustrarea lui vine din faptul că poate nu este la zi cu toate planurile lui, poate n-a terminat de făcut tot ceea ce avea de făcut. Există această tendință a neterminării, tendința a lălăielii lucrurilor care îl face pe câine să se simtă deosebit de frustrat și riscul, bineînțeles, este ca el să se enerveze. Însă nu recomandăm acest lucru. Marele avantaj pentru câine este că e mai răbdării până la urmă și dacă tot este maestru răbdării, este bine ca el să rabde și nu să rabde nefăcând ceva, ci să rabde pur și simplu respirând, meditând și planificându-și lucrurile pe care le are de făcut, pentru că cu siguranță la un moment dat le va duce la bun sfârșit. Într-o notă mai pozitivă și optimistă legată de câini, simțul umorului nu le va fi deloc străin în această săptămână, ei găsind umor, ce-i drept de multe ori sarcastic, în multele situații frustrante ale vieții, ca o metodă de debușeu psihologic pentru a trece mai ușor peste micile lor suferințe. În această săptămână, câinii vor avea tendința să se alinte și să facă din țânțar armăsar un pic mai mult decât este cazul, dar cu siguranță vor putea fi iertați. Și la final, vorbim bineînțeles despre mistreț sau despre porc, care are o săptămână deosebit de relaxată.
relaxantă. În această săptămână, Mistrețul va fi supus în primul și în primul rând unor teste din partea naturii apropiate. Nevoia de a face curățenie, de exemplu, nevoia de a reconfigura casa, de a schimba mobila sau pur și simplu de a o reordona prin casă sau prin birou, o să fie zvâcul săptămânal al Mistrețului. Va avea tendința să-și reordoneze lucrurile, să-și clasifice documentele, să-și aranjeze cărțile într-o altă ordine, tot felul de astfel de nevoi de schimbare în imediata apropiere a mediului său îl vor face pe Mistreț să aibă ce face și să nu se plictisească. Abia spre sfârșitul săptămânii vor intra două stele ale prosperității înspre Mistreț și atunci ideile sau poate chiar acțiunile care converg către prosperitate și bani vor fi cele care îi vor binecuvânta pașii. În altă ordine de idei, Mistrețul are parte de iubirea oamenilor din jur în această săptămână și foarte multe idei un picuț mai de ochiate, ca să spunem așa. Este alegerea lui dacă le va pune sau nu în practică. Sper că și predicțiile de astăzi vă vor fi de ajutor. Sper că mica noastră introducere vă va fi de asemenea de ajutor. Vă aștept cu drag și cu iubire lunea viitoare la o nouă ediție și pe 24 mai la cursul de Cimen Dungea. Vă pup și vă iubesc! Vă atragem atenția asupra unui produs care e cunoscut mai de mult pe piața noastră, dar puțin știu de adevăratele proprietățile lui. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Este foarte eficient, pentru că este pasiv, presetat pentru a avea o energie, cum am spus eu, deci torsionică. Te învăluie, practic, într-un câmp de protecție. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat, știți că are efect oriunde vă aflați. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea. Mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Nu știu ce e înăuntru și ce face și cum face, dar cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. Torsorul original la mine a funcționat. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze sau dacă lăsai singur, îi să te ia filmul cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine, acum merge, vorbește nu foarte bine, eu zic că torsărui cel care l-a reglat. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. Vă aduceți aminte că vă povesteam, bac am probleme cu glicemia, bac am probleme cu greutatea, bac am probleme cardiace, bac că sunt insomniacă. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torsor. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Deci eu vă sfătuiesc, pentru orice problemă de acest tip, un torsor este un bun la casa omului.